Da, București la firul ierbii, aici pe 98.3 a venit momentul invitatului de astăzi. Pentru cei mai tineri, să știți că există și alte hărți decât cele din bordul mașinilor performante. Decât GPS-ul. Iar dacă vă plimbați prin București, având o hartă în mână și ajungeți pe calea Dorobanților 32, pavilion 32, la Institutul Goethe, o să aveți o surpriză plăcută, pentru că puteți lua parte și să mergeți așa într-o incursiune în lumea hărților. În acest sens, aici, în Bună Dimineața București, a venit momentul să-i spunem mulțumiri pentru că a acceptat invitația noastră și bună dimineața domnului Adrian Buga, expert al Ministerului Culturii, consultant în artă al regelui Mihai și critic de artă. Vorbim despre istoria hărților și despre un proiect foarte, foarte interesant care a început pe 15 mai, durează până pe 4 iunie. Bună dimineața, domnule Adrian Buga. Bună dimineața. Mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați răspuns prezent, că sunteți matinal. Păi, vorbiți-ne despre această expoziție, despre hartă și teritoriu, și să ne corectați dacă am greșit pronunția Grenzenlos? Grenzenlos. Grenzenlos. Da, fără frontiere. Fără frontiere. Este o expoziție bazată pe tot ce înseamnă conceptul acesta de hartă și mă refer aici și la harta memoriei, harta amintirilor, harta individ și o să detaliez la ce mă refer în partea aceasta, dar totul este mai degrabă subiectiv. O să vedeți o expoziție în care arta contemporană se îmbină cu hărți vechi de secol 16, de secol 17. O să vedeți o inserție aproape similară cu modul acela în care construiam un atlas vizual când eram copii, oracolul respectiv. Și atunci elementele acestea de memorie, elementele de plimbare prin anumite locuri pe care le luăm atunci când călătorim, sunt extrem de importante pentru mine. Și din acest punct de vedere o să vedeți artă contemporană, o să vedeți instalații, o să vedeți câteva lucrări de artă prin care puteți să interacționați cu spațiul respectiv. De exemplu, o lucrare de artă pe care aș menționa acum este cea în care harta globului este prezentă în spațiul expozițional și pe care cu un anumit marker poți să pui un asterisk sau un X spre locurile în care ai iubit pe cineva sau în locurile în care ai vrea să iubești pe cineva. Deci tipul ăsta ludic este tot timpul inserat și de jocuri serioase și de jocuri mai puțin serioase. Deci e o întreagă aventură în această expoziție. Chiar și un joc, putem spune, cu ghilimele de rigoare. Ne jucăm activ practic în acest moment, la această expoziție. E un joc copilăresc, este un joc pentru adulți. Avem aici în expoziție o hartă interactivă a unui pionier al filmului de animație, Dem Demetrescu, de care m-am ocupat de 10 ani în continuu. O hartă în care este prezentată fiecare regiune a României cu specificul local, deci se poate călători. În fața Institutului Goethe avem două hărți expuse pe paviment, iar cu tot ce este, cu tot ce implică tehnica actuală, se poate percepe și mai multe, se pot înțelege și mai multe imagini care cresc din hărțile respective și în felul acesta captăm și copiii interesați de tot ce înseamnă telefonul mobil, tabletă și realitatea virtuală. Apropo de asta, pentru omul anului 2021, ce mai înseamnă hărțile? Ne raportăm doar la GPS atunci când vrem să ajungem dintr-un loc în altul? Da, mă bucur că mă întrebați lucrul acesta. Un mic fragment din textul meu se referă și la harta de tip individ. Fiecare posesor de telefon mobil își construiește sau îi se construiește, și pun foarte bine accentul pe îi se construiește, un anumit profil și un tip de avatar pe care, cu care ne identificăm. Deci e o dublă legătură. Eu, Adrian Buga, în carne și oase, este într-un fel, tipul acesta de individ este dublat de acest telefon mobil și datele respective sunt schimbabile, sunt folosibile, sunt utilizabile de terți,
indivizi. Deci tipul ăsta de hartă individ trebuie să fie foarte, foarte bine înțeles, pentru că va fi următoarea luptă a noastră ca individ pentru a ne păstra aceste drepturi. Așa că întrebarea este foarte bună și trebuie într-un fel să ridicăm și acest semn de întrebare despre harta individ, harta amintirilor de care vă vorbeam și de ce nu și lucrurile serioase legate de tipul de hartă de urmărire. În expoziție o să puteți să vedeți lucrul acesta și am dublat, este o altă expoziție pe care încerc să o construiesc în zilele următoare, referindu-mă la hărțile false. Și aici fac o trimitere către Arhiva Stasi și Arhiva Fostei Securități, în așa fel încât să vedeți și modul în care harta devine o cunoaștere, devine cunoaștere și cunoașterea putere prin care individul este controlat. Da, mi-ați anticipat întrebarea legată de acest aspect și aș vrea să dezvoltăm un pic subiectul. Am o curiozitate. Cum putem depista sau care sunt metodele de analiză pe care le folosim atunci când avem în vedere o hartă? Pentru că au fost exagerări de multe ori, hărți nu neapărat inventate, dar măsluite, rearanjate, reorganizate, acum în funcție de interese, în funcție de cel care deține puterea, controlul. Există o analiză în acest sens asupra veridicității hărților? Harta în linii mari implică un oarecare neadevăr, pentru că vorbim de o proiecție și aici aș putea să vorbesc de proiecția Mercator. Este un navigator și primul care realizează o hartă celebră pe care proiecția lui o folosim și acum. Mă refer la acest tip de hartă a lumii cu care putem să navigăm dintr-un punct A spre punctul B. Dar trebuie să înțelegeți că anumite teritorii sunt mai mici față de alte teritorii. Deci tipul ăsta de proiecție este de multe ori înțeles greșit, pentru că spațiul unei sfere trebuie pus într-un dreptunghi. Și atunci elementele acestea de distorsionare sunt prezente acolo. Mai mult decât atât, tot timpul harta a fost un factor de cunoaștere, un factor de a avansa spre teritorii pe care trebuie să le cucerești, de a anexa anumite teritorii. Deci, într-un fel, evident că harta este un mod de a cuceri și o unealtă pentru a ști mai multe lucruri despre teritoriile respective. Deci de asta mă refer și la harta propriu-zisă, și la harta navigatorilor, și la tipul de hartă astrală pe care o să puteți să vedeți în expoziție, dar și la tipul acesta de hartă individ. Deci tipul ăsta de concept, hartă individ, hartă memorie, hartă falsificată, are mai degrabă un înțeles spre o construcție aparte în acest cadru de expoziție. Bine, cred că harta individ e ceva mai greu de falsificat, dar acum întrebarea de 1000 de puncte pentru dumneavoastră. Cred că e mai ușor falsificat. Mai ușor? De ce? Da. Pentru că în era tehnologiei să construiești un avatar și o persoană nouă este în baza unor informații pe care le poți găsi instantaneu. Sunt extrem de multe lipsuri, nu sunt reglementări și o să ne așteptăm la tot felul de descoperiri în zona asta a inteligenței artificiale, a elementelor legate de tehnică. Da, și asta e un punct de vedere. Da. Apropo de povestea asta digitală, de partea digitală, pentru dumneavoastră, harta printată sau harta digitală? Ce ați alege? Depinde la ce o să o folosesc. Dacă mă orientez și în călătoriile mele folosesc harta digitală. Dacă merg pe munte, merg cu o hartă printată. Și în linii mari, harta digitală, din păcate, primează. Dar dacă merg într-un muzeu sau într-o arhivă, înțeleg foarte bine harta printată. Și nu numai că harta printată îți permite să înțelegi mai bine lumea, dar îți permite să înțelegi și un autor al hărții respective, îți permite să înțelegi istoria, să faci legături mult mai clare și să pui în context. A pune în context este un lucru care, din păcate, lipsește acum.
Bun, să vorbim exact despre ce se întâmplă la Institutul Goethe. Descrieți-ne un pic contextul și faceți o invitație în perioada următoare pentru a merge acolo. Avem și discuții online, sunt și lămuriri aduse în situația în care oamenii au întrebări sau au neînțelegeri. Pomeniți-ne un pic despre cum organizați lucrurile dumneavoastră fiind curator. Am conceput expoziția plecând de la această construcție de atlas vizual. Din punctul acesta de vedere am ales foarte multe hărți vechi dintr-o colecție particulară din București de aici și în sensul acesta am plecat spre un dublu dialog alegând și artă contemporană, un spațiu în care putem să interacționăm și cu realitatea virtuală și în felul acesta încerc să aduc elemente din secolul XVIII până în secolul XXI, în așa fel încât fiecare om se poată bucura de interacțiunea cu harta, și cu arta, pentru că ăsta este tipul de percepție. Încerc să construiesc un interes vizual, să fie prezenți oamenii în expoziție și m-am bucurat de un număr foarte mare de vizitatori până acum și vă mulțumesc foarte mult. O ultimă întrebare, nu vă cer mai multe detalii pentru a nu strica surpriza, doar așa, cât să fie ceva în plus și un scurt anunț. 1 iunie, cu ocazia Zilei Naționale a Copilului, umblă vorba că veți organiza ceva deosebit. Fără să spunem întreaga poveste, la ce să ne gândim, la ce să ne așteptăm? Este o surpriză pentru copii de la 3 la 93 de ani. Am înțeles. Deci ne regăsim și noi. Bun, mulțumim foarte mult. Succes! Succes în continuare cu toate proiectele pe care le puneți, le aveți în plan și cu siguranță merită să mergem acolo la Institutul Goethe să vedem și să asistăm la acest moment frumos și foarte, foarte interesant. Bună! Da, domnul Adrian Buga, istoric de artă și curator. Da, mergem, Andreea, mi-ar plăcea să văd cum arată hărțile. Da, sunt curioasă, mai ales că am recunoscut deja, dacă vorbim efectiv de interpretarea hărților și de a reuși să te ghidezi după o hartă printată, eu am... Uite, ai un motiv în plus să mergi acolo până pe data de 4, până vineri 4 iunie, la Institutul Goethe, adresa Calea Dorobanților 32, pavilion 32, sub egida Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi, Grenzenlos, fără frontiere, borderless, din data de 15 până pe 4 iunie. Bună dimineața!